Polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Valea Mare Pravăț au depistat în localitatea Albeștii de Mușcel un bărbat de 27 de ani din Berevoiești care transporta cu un ansamblu auto format din autocamion și remorcă cantitatea totală de 37,79 metri cub de material lemnos, fără să dețină documente legale de proveniență și transport. În cauză a fost întocmit un dosar penal, iar materialul lemnos a fost confiscat și predat ocolului Silvii Caninoasa. De asemenea, ansamblul auto folosit la transportul materialului lemnos a fost ridicat până la finalizarea cercetărilor. La scurt timp după depistare, mama celui în cauză, o femeie de 50 de ani, s-a prezentat la locul unde acesta fusese oprit, prezentând două avize, despre care există indicii că au fost eliberate ulterior depistării, motiv pentru care a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care faptele au fost săvârșite și luarea unor măsuri legale în privința faptei ce a fost săvârșită.